am 2700 pensia actuală și mi-a trecut cu 2200, care în termen de 45 de zile. Domnule, nu știu ce spune dumneata, pe mine mă interesează munca mea. Formula de calcul. Dar după noua formulă, de ce mi-a scăzut? Pensia dumneavoastră ar fi trebuit să fie cât aveți acolo, dar dumneavoastră veți încasa în continuare aceeași pensie. După 37 de ani de muncă în domeniul siderurgiei, această femeie spune că în urma recalculării pensia i-a scăzut. Este o rușine pentru că am muncit o viață întreagă. Am construit o Românie. De ce acum la bătrânețe? Să veniți să-mi faceți voi mie așa ceva. Eu am muncit 18 ani ture de noapte la gâtul furnalelor. Pentru ce să-mi... Veniți voi acum și să-mi luați și să-mi explicați mie că legea, că legea. Ce lege e asta? Să mă curați în halul ăsta? Important de menționat, pensionarii care în urma recalculării au o sumă mai mică vor continua să primească aceleași sume ca și până acum. Problema este însă că riscă să nu primească nimic în plus la indexarea de la începutul anului viitor, dacă suma calculată rămâne în continuare sub nivelul pensiei din acest moment. 700.000 de oameni sunt în această situație. Cei mai mulți au lucrat în condiții speciale și au avut la vremea respectivă stagii mai scurte de cotizare. Aș ruga să trăiască ei, toți cei care fac și calcule și conducere și tot, cu 1200 de lei pe lună și pe urmă să ne povestească nouă. Într-o săptămână, peste 11.000 de pensionari au avut nelămuriri sau au depistat erori în deciziile de calcul, iar peste 1.000 de pensii vor fi recalculate. Acolo unde s-au constatat erori, într-o mare măsură, acestea s-au datorat, sunt din cauza introducerii în mod eronat a datelor din dosarul fiecărui pensionar atunci când s-a făcut trecerea acestora din format electric în format electronic. Toată vechimea am 28 de ani, pensia eu tot cea de bolă, 1080. Ies în stradă, protestez pentru că nu se poate așa. Mi-a luat 516 lei din pensia aia, cu grupă, cu tot. Mi-a luat și din grupă, mi-a luat din tot. Ei bun ce-au făcut ei, cu o mână în ea, deci cu 10 în ea. Ministrul Muncii a explicat la Digi24 că noua legea pensiilor elimină inechitățile. Una dintre inechități a fost plecând de la indicele de corecție. Pensionarii dinainte de 2011 nu au avut indice de corecție, indiferent de legea pe care au ieșit la pensie. Pensionarii după 2011 au avut indice de corecție. Ei bine, indicele de corecție a produs o creștere artificială a pensiilor, dar o creștere semnificativă. Pentru echitate în sistemul de pensii, noua formulă nu prevede indice de corecție, motiv pentru care acel beneficiu pe care alți pensionari l-au avut și alții nu l-au avut, nu mai este noua lege a pensiilor și atunci cei care au avut acel beneficiu rămân cu același cuantum în plată, astfel încât cei care nu l-au avut, datorită recalculării, să aibă o creștere a pensiei și să-i ajungă și pe ceilalți din urmă. La poștă au ajuns pentru distribuire 4,6 milioane de decizii de recalculare.